vos sos un más. Țara se ridică! Cine sunteți voi să treceți peste noi? 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 Această guvernare la închisoare! Această guvernare la închisoare! La închisoare! Această guvernare la închisoare! Această guvernare la închisoare! Această guvernare! Cu asta se fericește această guvernare, așa zis, de stabilitate. Se fericește cu tarife noi, cu prețuri noi. Uitați-vă la benzină. În ultima perioadă de timp s-a scumpit cu peste 2 lei benzina și motorina și atunci când se ieftinește cu un bănuț, se arată la toate televizoarele al lui Plahotniuc o mică... Ați chemat lumea la proteste. Sunt diverse motive care sunt. Eu am venit chemat de lume. Eu am venit la protest chemat de societatea civilă. Mă bucur că Platforma Civică, Demnitate și Adevăr a făcut acest demers. Mă bucur că acest demers au dat curs și reprezentanții altor partide. Vorbim acum de Partid Parlamentar PLDM, de Partidul Maia Sandu, Acțiune și Solidaritate. Am văzut și oameni de la pelerie aici. Este un lucru foarte bun că oamenii care țin la acest popor se manifestă ori de câte ori guvernarea derapează. Ori de câte ori avem de-a face cu un derapaj antidemocratic și asta e un lucru foarte bun. Eu fac exact ceea ce vrea poporul meu. Agenda mea este construită sau este ajustată la nevoile cetățenilor. Astăzi, împotriva ce ați protestat? Am protestat împotriva tentativei acestei guvernări de a legaliza capitaluri obținute ilicit, o amnistie fiscală care în fond este și o amnistie penală pentru că orice avocat o va folosi în interesul hoților de la guvernare și de pe lângă guvernare. Am protestat împotriva majorării nejustificate a unor tarife la serviciile medicale. Am protestat împotriva sărăciei, împotriva corupției, împotriva lipsei locurilor de muncă, pentru că în momentul de față, pe de o parte, așa zisă guvernare, se ocupă de atragerea fondurilor străine din Occident, iar așa zisul președinte se ocupă de populism, de rezolvarea problemelor cetățenilor noștri în Moscova. Și nimeni dintre ei nu se preocupă de locuri de muncă, de salarii decente, de servicii medicale și de educație suficientă și accesibilă. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.